Bună dimineața! Ne-am trezit bine. Cu soare. Și cu veselie. Și avem aici, chiar în curtea casei, gazdele noastre ne-au pregătit... micul dejun. Foarte frumos arată. Andreea, tot ziceai aseară târziu că untul ăla ce bun era, uite. Avem din nou unt de casă, dulceață, brânză topită, ouă naturale de casă, brânză, niște pui, cred. Da. Și lapte, bineînțeles, fierbinte. Lapte fierbinte aburind, pâine de casă, totul de casă aici. Hai, poftă bună. În curtea casei și arată atât de bine tot. Noi o să ne punem să mâncăm și după aia o să începem activitățile pentru ziua de astăzi, nu? Da. Hai, poftă bună. La fel. Ai dormit bine? În casa săsească de la 1800 și? Am făcut un pic cam cald. Am făcut foc până la 1 noapte, dar nu mai spuneți la nimeni. Poftă! E timpul să ne luăm rămas bun de la casa aceasta de aici din Florești. Noi am petrecut vineri noapte aici. Da, și o să ne mutăm, să mergem într-un alt sat, o să schimbăm locul de cazare, pentru că acolo vom avea parte de o altă experiență. Da, da, așa că ne punem valizele în mișcare și mergem către următorul sat, o să vedeți de acolo. Așa arată strada din satul. Mălencrav, satul în care ne-am mutat pentru a avea parte de încă o experiență epică. Cum s-ar spune, am trecut dealul. Da. Pentru că în partea cealaltă e satul Florești, am trecut dealul cu mașina, 20 de minute, nu ar că o trebuie să ocolim. Da. Și suntem la căsuța cu numărul 297 de aici din Mălencrav. Exact. Și așa cum spune Andreea, o să avem parte de o nouă experiență cu gazda noastră de aici. Da, ei deja s-au pregătit, ne așteaptă, așa că o să intrăm și noi. Și noi ne-am pregătit. Da, moral. Mergem să intrăm în pâine, vorba aia, și după aia, la final, să vedeți și cum arată pe interior o căsuță din anul 1858. Da. Săsească. Hai. Andreea scoate ochii din foc. Așa arată zona atelierului de pâine. Suntem astăzi cu doamna Aurelia, gazda noastră, și o să gătim pâine și... pâine și plăcinte cu brânză și cu smântână. Uai, sună bine. Abia așteptăm. Ce avem aici, doamna Aurelia? Aici am pregătit deja făina și un pic de drojdie cu aluat. Așa, plămădeală, da? Îi spunem noi. Plămădeala pentru pâine și plămădeala pentru... plăcintele cu brânză. La pâine, astăzi am folosit nu numai făină albă, am folosit și făină integrală. Foarte wow. Bine. Așa, de mai departe? Aici avem smântână, aici avem făina în care o să întindem foaia. Și, da, și da? Pâinea și asta și brânza, brânză frământată de oaie de, sărată. De anul trecut. Da. Ah, am înțeles. Super. Și aici lapte, văd? Aici lapte, ne mai trebuie puțin la frământat. Bun. Și eu continui, mai îndrăznesc, da, acolo. Da, iau o țuică care e nelipsită, un sirop de soc. De soc? Da. Perfect, sirop de soc. Și bun. În câteva minute începem treaba, nu? Începem, sigur. Să o puneți și pe... Focul deja pregătit? L-am pregătit. Ia, și să vedem și focul. Am pregătit aici și două drăguțe, wow, care să ne ajutați și dumneavoastră la muncă, perfect, dacă tot ați venit. Andreea e dornică. Abia așteptăm. Începem operațiunea frământatul. Acum începem, punem un pic de sare și la pâine și la cărnaufe. Și un pic de sare, un pic de dragoste. Da, păi asta multă e dragoste. Primul lucru. Andreea, deci tu plămădești plăcintele și doamna Aurelia pâinea. Pâinea. Pâinea sigur este, la plăcinte. Ambele o să iasă foarte bune. Doamne ajută, spor la treabă. Hai, spor la treabă să aveți. Începem să, uite ce frumos o cresc cu maiaua noastră. Andreea, trage cu ochiul la doamna Aurelia. Asta că... se descurcă, doamne. Andreea, testul ăsta de frământat trebuia să ți-l dau înainte să ne căsătorim. Acum tu faci așa, dar... acum îmi dau eu seama. Ai fost tu supusă la teste, dar uite, la asta nu. Dar văd că te pricep totuși. Uite, ce frumos. Am crescut la țară. Da, totuși... crește, a luat o mână. Crește, uite. Ceva se întâmplă acolo. Etapa 1 este gata. Andreea, cum te simți după ce ai plămădit aluatul de plăcinte? Eu mă simt bine, dar nu mai simt mâna. Lasă că o să treacă. Dar mi-a plăcut, foarte frumos, interesant. Uite, hai că ai reușit, bravo, felicitări. Ai un like de la mine, să vedem mâinile, să prezintă bine. Și așa arată aluatul de pâine, presărat făină deasupra. Da. Pasul 1, finalizat. Să crească și după facem următoarea etapă. Și după aia ajunge acolo. Mai, da, mai, mai, până mai durează.
Până atunci o să gustăm rachiu. Rachiu și limonada. Rachiu și limonada. Sănătate. Sănătate. Mulțumim de primire. Sănătate. Sperăm că ne Doamne, cunoaștem. Ce? E tare bun? E tare un pic. E gustos? E gustos, da. Până crește aluatul, am vorbit cu doamna Aurelia și am venit mai sus aici în sătuc, în Mălâncrav, exact, să vizităm o căsuță care în spate, am înțeles, că are atelier de țesături. Doamna care țese, țese bumbac, din ce am înțeles. Și vrem să vedem și noi cum se întâmplă. Hai să vedem dacă o găsim fenomenic acasă și cum arată un astfel de atelier de țesut bumbac. Aici ce număr e? A, uite, 245. Hai să vedem. Suntem în atelierul doamnei Elena Neagu, spun bine, nu? Eu țes pânză de casă și pe pânza de casă cos ii și cămăși. Am înțeles. Și totul se întâmplă în acest atelier? Da, aici se... Totul, minunea se întâmplă aici. Da. Acolo ce avem? Aici avem războiul. Deci ăsta e războiul de țesut. Da. Eu mi-acoper firele să nu se Am înțeles. Da. Deci așa arată. Aici sunt ițișoarele. Ok. Asta se face modelul. Deci acum lucrez la un model. Zice cornul berbecului. Un model tradițional din zona noastră. Am înțeles. A, așa, astea scoarnele cum ar veni. Da, e cornul berbecului. Și de aici o să iasă o cămășuță? Nu. Aici sunt niște ștergare făcute pentru o doamnă din Anglia. Ah, ok. Deci, mai mult sunt niște șervețele, uh-huh, de 80 de centimetri de lungi și cu niște frangiuri, niște curinte. Ah, la capete. Da, știți că de asta sunt firele astea lăsate direct. Am înțeles. Din Israel și după aceea vin împletiți. Deci aveți o comandă specială pentru Anglia. Eu am lucrat mult pentru Anglia. Da? Am înțeles. Da. Și da, sunt români stabiliți în Anglia sau nu? Chiar cetățeni englezi? Da, da. Care apreciază... Da. Lucrul românesc. Lucrul românesc. Foarte frumos. Da. Am înțeles. Deci ăsta e război. Și acolo ne puteți prezenta puțin cămășuțele? Da. Asta e o cămașă bărbătească din zona Sibiului. Ok. Cât vă ia ca și timp să faceți o astfel de cămașă? În funcție de model. De exemplu, modelul acesta. Păi ăsta undeva la 2 săptămâni. Două săptămâni. Da. Asta tot lucrat manual. Da. Absolut. Asta e o cămașă săsească, dar e cum o comandă specială. Normal, sașii au alb cu negru. Așa, okay. Și cineva mi-a comandat-o, asta pleacă în America. Wow! Da? Și mi-a comandat-o să fie cu albastru. Cu albastru. Asta, wow, incredibil. Da. Dar e numai atât, da, culoarea diferă. Mm-hmm. Broderia. Am înțeles. Da. Ca model e la fel. Cam model e identic. Ok. Asta e o bluziță la un costum săsesc. Ce finuță e. Da. Da. Asta e pentru biserică. Când se confirmă fetele, deci la 14 ani, se face trecerea de la copilărie la adolescență, se face în Duminica Florilor, confirmare, așa le zice. Așa e o tradiție. Da, și asta e bluzița la portul. Da. Da. Frumos. Asta e din zona noastră Sibiului. Ok. Și e bărbătească sau nu? Asta pentru... e de damă. De damă, ok. Da. Deci astea sunt râurile și astea la noi în zonă le zice corbace. Curbace? Da. Foarte frumos arată. Da. Și asta văd aici ceva mai colorat. Da. Asta e un model mai... Un model mai... Diferit. Da. Deci... Bujor sau trandafir? Un trandafir. Trandafir, da. Da. Și ce vedeți aici, broderia asta, e o broderie scoase firele și împletite cu acu. Vai, cred că ați plinșit la ea. Da. Deci sunt fire scoase din pânză, din țesătură. Da, din țesătură și cu apă, cu un fir subțire, vine am scos tot. Și da. Am înțeles, foarte frumos. E asta mi-a furat. Chiar deosebit. Care asta? Asta tot așa, e făcută 100% cu mâna și inclusiv adunatul. Adică pe laterale, da. Da. Ai cu dantele. Foarte frumos. Cu de dantele.
Deosebită. Felicit. Și faceți doar pe comandă sau aveți Pe comandă. Doar pe comandă. Da, pe comandă. Mm-hmm. Și sunt curioasă că ne-ați tot spus din Anglia, din America, din România vă comandă cineva. Da. Da? Da, să știți. Ce bucurie. Da. Da. Păi da. Și la noi Andreea se păstrează tradițiile. Ce crezi? Da. Da. Și uite, doamna Elena duce mai departe meșteșugul acesta. Da. Felicitări pentru ceea ce faceți. Și mulțumesc mult. Se vede că e multă muncă și multă pasiune. Și dacă vin turiști în zonă, să treacă pe la dumneavoastră. Că ai primit și... Da, ești cu drag. Foarte frumos. Mulțumim pentru prezentare. Cu mare drag. Gata vizita acolo la atelier. Am aflat și povestea lui și am cunoscut-o și pe doamna Elena. Noi ne-am întors aici la pâine, pentru că probabil a luat-o, a crescut deja și ai treabă, Andreea. La plăcinte înainte. Pasul 2. Ce ai făcut acolo? Ai întins, a luat-o? Am întins foaia. Bun. Și după aia? Pun brânză. Doamna Aurelia, sunteți mulțumită de Andreea? Acum? Să vedem ce iese. Îi dăm un like. Să vedem ce iese. Vedem până la final. Da. Și după aia trebuie... Și după aceea trebuie închisă. Tragem cât un colț și... Da, aici trebuie să vedem dacă închide. O închide. Uite. Să mai pun un pic de brânză? Puțin, gata. Așa și... Și asta e tot. Și gata, plăcinta noastră. Și plăcinta e ca o turtiță? Sau după aia o mai faceți o dată, nu? Nu, așa. Asta e tot. Asta. Am înțeles. Andreea, vezi, tu nu faci de alea bucovinene, poale în brâu. Nu știu, acum ce fac? Atât, o întinde. Uită-te, uite aici. Așa, și acum pasă frumos. Deci nu-i plăcintă moldovenească. E mai mult ca un Argoș. A, păi așa ceva. Plăcinte cu brânză, le zicem noi, da? Plăcinte cu brânză, uite așa te să arate. Hai, că te pricepi. Nu se desface. Hai că mi-a ieșit ceva. Cum să nu? Să văd mâinile. E, dar n-ai ce, că acum nu mai e. Și a luat cu brânză de acolo de afară, vine aici pe aragaz în ulei. Asta e pasul următor. Și ăsta i-a luat-o de pâine, deci a crescut. A crescut zdravă. Nevoie mare. Și de aici, din toată covata asta, o să iasă două pâini, nu? Două. Și acum îl împărțiți. Două pâini sănătoase. În cuptor aruncă pe a și 6 pâini. Deci facem numai 2. Da. Deci puteți spune până la 6. Da, corect. Și ca să nu aruncăm, facem numai cât ne trebuie. Corect. Mamă, ce viață. O lingură, dacă vreți să aduceți dinăuntru, să curățăm troaca. Aha, troaca îi spuneți. Troacă. Eu i-am spus covată. Covată. Da? Cumva e tot ca... Nu e troacă. Troacă. Regionalisme. Trocuță. Ia uite, Andreea, acolo ce tehnică. Fii atentă. Asta... Să vă mai așa. Pun? Tot a luat. Puteți să-l puneți pe aia. Curăță. Troacă, Andreea. Ai înțeles? Da, da. Să folosim tot aluatul. Așa. Hai, Andreea, nu te fă că nu știi. Hai, sau că n-ai văzut. Uite, da, orice început e greu. Până se învață. Dar pare că le are. Gata, și că cum o întorceți cu partea aia în jos și rămâne frumoasă deasupra. Că ea crește și se... Opa! Bravo! Gata. Uite, e și mai mare decât aia. Deci avem două pâini, zdravene. Curățăm vatra. Deci pregătirea cuptorului pentru pâine. Da. Se curăță vatra. Jarul în față. Jarul aici în față și îl mai ține de cald până când... Și el stânga-dreapta o să aibă tot jar așa, în jurul pâinii, nu? Normal ar fi trebuit tras tot. Tot. Dacă umpleam cuptorul cu pâine, dar astăzi nu avem așa multe pâini. Așa. Să mai las și ca să nu mai așteptăm atâta. Pregătim să punem pâinea în cuptor. Pe lopată, îi spunem lopată, nu? Lopată, da. Am pus doamna Aurelia făină, urmează pâinea. Ia uite ce bine arată. Și acum hai să găsim un loc în cuptor. Opa, gata. Și a doua, aici s-a rezolvat. Dați drumul. Andreea, a doua o pui tu sau vrei să o pun eu? Da. Hai, pune tu, că ești bine. Mai forțos. Hai, o pun eu. Hai să vedem ce o să iasă. Dar trebuie să mai punem făină pe lopată, nu? No? Hai să faci și tu ceva la pâinea asta. Nu. Acum țin eu. Și dumneavoastră îi puneți la domnul făina și îi puneți pâinea. Așa, bine. Ia să vedem aici ce iese. Ajutați-ne. Hai să vedem ce iese. Așa, punem făină pe lopată.
Mai bun? Așa, ajunge. Ca să fugă aluatul jos când... Perfect. Și ai grijă să nu scape aluatul, cum ar fi? No. S-a închis aici ceva. Nu, doar ecranul. Da, e ok. Op, 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 bine. Op, op. Așa. Bun, deci pâinea a venit pe lopată. Așa. Și acum o las acolo în mijloc, da? Undeva mai în față, așa, un pic. Acolo. Bun. Uite, acolo, bravo. Expert. Felicitări. Două ninge. Ce faci? Uite cealaltă, ce-o crescut deja. Wow, da. Acolo, și în spate, da. Uite, cum e. Mamă, ce frumos. Ce fac cu lopata? Abia aștept. Acum o punem pe perete acolo undeva, așa. Ok. Și acum așteptăm vreo oră jumate, două, până e gata pâinea. Două ore ar trebui. Poate cea prima e mai mică un pic, să vedem dacă o lăsăm două ore, dacă nu o lăsăm. Deci a crescut aia din spate. Rămâne deschisă. Foarte încins. Deci e foarte încins și rămâne deschisă. Deci ne vedem în... Două ore. No, ne vedem la plăcinte imediat. Noi o să mâncăm plăcintele acestea cu brânză de oaie. Andreea, gurști un pic să ne spui? După ce am frământat la ele. Și o să stăm la povești cu doamna Aurelia, cu doamna Lucica, gazdele noastre de astăzi. Cum e? Îți place? Ca și turtele de la bunica, numai că sunt prute. Hai, nu mai filmez ca să mănânc și eu. Mai filmează pe eu. Nu, că și eu vreau să mănânc. Mai câte una. Poftă bună. Mulțumim la fel. Cât stă pâinea la cuptor? Pentru că are nevoie să stea între 90 și 120 de minute, deci 2 ore. Noi am luat-o pe aici, pe străduțele din sat. Noi experiența aceasta am găsit-o pe Epic Visits, foarte tare. Cred că e una dintre cele mai faine pe care le-am trăit până acum în România. Deci s-a plăcut să faci aluat. Nu doar asta, mi-a plăcut să mănânci la stână. Mi-a plăcut foarte mult oamenii. Da, experiență inedită. Și așa se prezintă acest sătuc. Vedeți, toate casele sunt lipite între ele. Deci mergem și nu găsim niciun spațiu între case. Așa e tipic satelor săsești. Da, ai casă, poartă și pe partea cealaltă la fel. Și multe dintre case au scris anul. Uitați, aici avem 1930. Iar la unele case apare în partea de sus și mai apare numele familiei, membrii familiei care au ridicat casa și dedesubt anul. Cam așa se prezintă sătucul Mălâncrav. Mai poți să faci poze? Păi am material. Ai material la ce, nu? Ca la viscri aici, știu, se pare că... Da, chiar vorbeam cu Andreea. Fotografiat. Și e un fel de viscri, dar nu e atâta de cunoscut și de populat. Și e așa mult mai liniștit, adică am văzut undeva la 5-10 turiști până acum, dar nu așa puhoi de lume, să zic. Uitați, Fundația Mihai Eminescu Trust. Ei au reînviat unele sate săsești. Cum spuneați, că am ajuns? Am ajuns la ultima parte. Deci, scoatem pâinea. Ia uitați-o cum arată. S-a înnegrit bine oricum. Să nu cadă. Așa. Vrea cineva să scoată pe a doua? Te bagi, Andreea? Fugi, hai, poftim camera. Hai, e grea. Păi e grea, de aia nu mă bag eu, că nu vreau să o scap. Păi 2 kg, va avea? Cam, ar trebui, ai făcut două? Oh, ai grijă numai să nu o scap, că vai... 2 kg jumate. Da, încă mocnește. Așa. Vai, da, ce bine miroase. Bun, am reușit să o scoatem și urmează să o batem. Curățăm de coaja asta neagră. Așa. Așa se zice că pâinea nu-i bine să o bați când stă jos. Aha. Ca să nu se... Trebuie să o ridici un pic și cu vârful la degete o ținem. Uai. Și ia uitați ce iese de acolo. Mamă, spectacol. Wow. Mamă. Dacă acum ne murdărim un pic. N-are nimica. Hai să mă bateți. Tot. Sărăs. Am fost mai tare pâinea ca... Nu, mai ușor. Ca vânta noastră. Nu, clar nu. Ia. Ia uitați aici. Deci aia aproape ce frumoasă-i. E aproape gata, dar... O mai... Hai, Vlad, că te descurci. Da, un pic cu răzătoarea. Serios?
Uite aici, vi-l dau pe ăsta. Asta e un fel de finisaj, așa. Da, uităm un pic de luciu, să nu mai fie cărbune. Un pic de aspect. Uite, și pe vatra ai făcută bine. Ceva nu aveți, fac bine. Aveți forță. Deja e al treilea. Aveți forță. Da. Ia uitați acolo. Uai, dar ce frumos arată. Are coajă multă. I-am făcut foc bun. Și gata. Păi și trebuie să așteptăm să răcească. Îți dai seama că e abia scoasă. Of. No, care e mai faină pâinea? Ea, a mea aici. Sau lui doamna Aurelia? Mărimea mea e un pic mai bălăpană. Ambele sunt faine, nu? Foarte faine. Am pus pâinea la răcit și acum așteptăm cu sufletul la gură momentul în care vom putea să gustăm din ea, dar până atunci vrem să vă arătăm un pic cum arată camera în care vom dormi în această seară și să tragem niște concluzii după aceste două zile. Pe la intrare în căsuța în care vom dormi noi este un mic hol, în spatele meu e baia, acolo este o cameră care momentan nu e încălzită și aici este camera în care vom dormi noi. Și o să mergem direct aici. Așa. Bine ai venit, Vlad, miroase a căldură aici. De la sobă. Da, exact. Avem o sobă mai mare față de căsuța în care am stat în Florești și se simte, e mult mai cald în cameră. Dar camera e destul de spațioasă, vezi? Și simplă. Cu doar ce ai strictul necesar, nevoie. Pat, acolo e, cred că e o ladă de zestre aia. Un fel, și fel băncuță. De, da, și v-a transformat într-o băncuță, niște rafturi cu cărți în spate. Aia era pe timpuri canapea. Corect. Lustra e foarte frumoasă. Așa. Aici mai este un dulap, da. Chiar în partea stângă și fereastra aici... Fereastra asta super frumoasă. Da, asta e fereastra către curtea din interior și aici pe perete sunt imagini vechi, fotografii. Uh-huh. Și ce am văzut inedit sunt două tablouri cu două facturi. Din 1940 aproximativ, două facturi, am văzut una e cu șosete. Deci proprietarul de aici își cumpărase șosete la vremea respectivă. Da, interesant. Și asta e camera, nimic complicat, pentru că ideea era să petreci cât mai mult timp în exterior și cât mai puțin în interior. Nu, dar e tradițională și călduroasă. Da, da. Experiența noastră epică se apropie așa ușor, ușor de final și chiar stăteam și ne gândeam că am avut parte de două zile pline de momente frumoase și două zile în care nu ne-am gândit deloc la telefon, nici nu am avut semnal decât foarte puțin. Nici nu avem semnal. Acum, în momentul de față aici, nu avem deloc semnal, nici internet, nici Wi-Fi, nici nimic. Este un singur loc aici în sat unde am văzut că mai prins un pic de Wi-Fi, unde am mai fost să urcăm niște story-uri, să vedeți și voi cam ce se întâmplă aici. Dar în rest ne-am rupt așa total de la... Te rup de tot. Trăiești doar tot, momentele astea frumoase exact. Aici în satele transilvanene. Mm-hmm. Și foarte, foarte frumos, nu? Ne-a plăcut mult. Da, a fost o experiență pe cinste, chiar ziceam că cred că a fost una dintre cele mai faine experiențe pe care le-am trăit în ultimul timp. În ultimul timp. Da, exact. Ăsta a fost vlogul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, noi vă așteptăm cu un like și spuneți-ne ce părere aveți voi despre tipul ăsta de turism, turismul rural și turismul combinat cu o experiență. Uite, Andrei a făcut astăzi plăcinte, am văzut cum se face pâinea, am fost la stână, o grămadă de lucruri. Da, bine. Dacă v-ar plăcea să trăiți așa ceva și, nu știu, suntem curioși să vedem părerea voastră. Ne auzim jos în comentarii și vă așteptăm cu un like la acest video și noi ne vedem data viitoare. Și până atunci aveți grijă de voi și fiți întotdeauna cei mai veseli! Pa, pa! Pa.